Mâine seară în grădina de vară de Osaizescu a Palatului Culturii Teodor Costescu va avea loc un concert impresionant susținut de Orchestra Lăutarii Mehedințiului. Va fi un spectacol de muzică populară cu participarea extraordinară a Niculinei Stoican. În vremurile grele, seria evenimentelor și spectacolilor de la Palatul Culturii Teodor Costescu destind atmosfera. Mâine seară va avea loc încă un concert de mare clasă, de data aceasta cu muzică populară. Iubitorii de muzică populară, miercuri seara, Orchestra Palatului Culturii Teodor Costescu, Lăutarii Mehedințiului, va susține sub bagheta maestrului dirijor Nicolae Drăghia un concert pe scena grădinii de vară a teatrului. Ne bucurăm să putem oferi celor care iubesc muzica populară acest concert, deoarece evoluează alături de Alina Moții Drăghia, Ana Maria Ionel Prișan, o participare extraordinară a doamnei Niculina Stoican, una dintre vocile de aur ale muzicii populare românești. Ne bucurăm că miercuri seara, începând cu ora 8, putem oferi severinilor și numai un spectacol de o asemenea anvergură și de o asemenea frumusețe. Un spectacol pe care cu toții cred că îl așteptam. Intrarea se va face începând cu ora 7, după cum știm, respectând procedurile legale în vigoare. Ne bucurăm că miercuri aceasta este o muzică consacrată muzicii populare și prezența doamnei Niculina Stoican ne bucură și ne onorează. Intrarea se va face începând cu ora 19, respectându-se toate procedurile legale în vigoare. Intrarea este liberă, iar numărul de locuri este limitat.